V-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Sandra Niculaescu și vă prezint informațiile meteo. Nori, zăpadă, viscol și vânt puternic, acestea sunt elementele meteo care ne-au bulversat activitatea cotidiană în cursul zilei de astăzi. Termometrele au indicat o minimă de minus 10 grade Celsius la Vintilă-Vodă și Merei și o maximă de minus 1 grad Celsius în zonele deșese ale județului. S-au înregistrat temperaturi de minim minus 6 grade Celsius și o maximă de minus 1 grad Celsius la Buzău, o minimă de minus 9 grade Celsius și o maximă de minus 2 grade Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 7 grade Celsius și o maximă de minus 2 grade Celsius la Pogoanele și Râmnicu Sărat. La Vintilă-Vodă s-a înregistrat o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de minus 5 grade Celsius la prânz. La Lopătare a fost dimineața o minimă de minus 9 grade Celsius, iar la prânz o maximă de minus 3 grade Celsius. Iar la Merei s-a înregistrat o minimă de minus 10 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 5 grade Celsius. Pentru mâine, meteorologii anunță îmbunătățirea vremii în sensul că revin ninsorile pe întreg teritoriul județului Buzău. Termometrele vor arăta o minimă de minus 6 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 8 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 6 grade Celsius și o maximă de 2 grade Celsius la Pogoanele și o minimă de minus 6 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius la Râmnicu Sărat. La Vintilă-Vodă vor fi minim minus 9 grade Celsius și o maximă de minus 1 grad Celsius. La Lopătar va fi o minimă de minus 8 grade Celsius și o maximă de 1 grad Celsius, iar la Merei se vor înregistra o minimă de minus 9 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 1 grad Celsius. În țară, în regiunile estice și sud-estice, nororile vor fi temporare, ninsorile se vor semnala pe spații restrânse, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 7 și 3 grade Celsius, iar cele minime, în general, între minus 10 și minus 4 grade Celsius. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. În București, cerul va fi noros și temporar va mai ninge. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima parte a zilei, când va viscoli ninsoarea, apoi va slăbi treptat. Temperatura maximă va fi de minus 3, minus 2 grade Celsius, iar cea minimă va fi în jur de minus 6 grade Celsius. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteo pentru ziua de astăzi. Sunt Sandra Niculaescu și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută alături de Campus TV.